Radu are 7 ani, iar tatăl său are o vârstă de 5 ori mai mare. Peste câți ani vârsta tatălui va fi de 3 ori mai mare decât vârsta fiului? Să scriem datele problemei. Radu are 7 ani, iar tatăl o vârstă de 5 ori mai mare. Tatăl de 5 ori vârsta lui Radu. Peste câți ani vârsta tatălui va fi de 3 ori mai mare decât vârsta fiului? Triplul vârstei fiului, se scrie mai pe scurt. Și peste câți ani vârsta tatălui va fi triplul vârstei fiului? Ce cunoaștem în problema noastră? Cunoaștem vârsta actuală a lui Radu. Nu știm vârsta actuală a tatălui, însă o putem afla. Ce le întreabă problema? Peste câți ani vor trece până când raportul dintre vârstele lor va fi altul? Vârsta tatălui va fi de 3 ori mai mare decât vârsta fiului. În problemele cu vârstă, trebuie să avem grijă de faptul că diferența de vârstă între două persoane nu se schimbă odată cu trecerea timpului. Fiecare înaintează în vârstă cu un an în fiecare an și diferența rămâne neschimbată. Însă raportul vârstelor, câtul dintre acestea se schimbă? Așa cum se întâmplă și în cazul nostru, câtul dintre vârsta tatălui și vârsta fiului se modifică. Și pentru că știm că diferența rămâne neschimbată, de la ea trebuie să pornim. Dar mai întâi, Radu are 7 ani, tatăl o vârstă de 5 ori mai mare. Ce putem să aflăm? Putem afla vârsta tatălui, care este de 5 ori mai mare decât 7 și se află prin operația de înmulțire. 5 ori 7, 35 de ani are tata, are în prezent. Și pentru că am spus că aflarea diferenței de vârstă ne va ajuta foarte mult, haideți să calculăm cu câți ani este mai mare tatăl decât fiul, prin operația de scădere. 35 minus 7 este egal cu 28 de ani, diferența de vârstă. În momentul acesta, problema noastră se simplifică. Iată, știm diferența de vârstă și, de asemenea, știm că în viitor, vârsta tatălui va fi triplul vârstei fiului. Știm și raportul dintre aceste vârste în viitor. Și atunci, este vorba despre metoda grafică, încercând să reprezentăm prin segmente cum vor arăta vârstele lor în viitor. Să scriem și noi aici, în viitor, vârstele lor vor arăta cam așa. Iată, Radu va avea o vârstă, nu o cunoaștem, iar tatăl său va avea o vârstă de 3 ori mai mare, o vârstă triplă. O dată, de 2 ori, de 3 ori mai mare. Lucrul care se păstrează însă și în viitor este faptul că tatăl e mai mare cu 28 de ani decât fiul. Și atunci diferența de vârstă, cu cât depășește vârsta tatălui vârsta fiului, este de 28 de ani. Problema e ca și rezolvată, pentru că observăm că în desenul nostru sunt numai părți egale. Diferența părților egale reprezintă 28 de ani. Cum aflăm diferența părților egale? Tatăl, vârsta tatălui în viitor, e compusă din 3 părți, iar vârsta lui Radu în viitor este compusă dintr-o parte. Și atunci, diferența părților, 3 minus 1 este egal cu 2 părți egale diferența. Ei, și această diferență de vârstă de 28 de ani putem să o împărțim în cele două părți egale, să vedem cât este o singură parte. 28 împărțit la 2 egal cu 14. Haideți să vedem ce reprezintă 14, adică o singură parte. Tocmai vârsta lui Radu în viitor. Ani va avea Radu.
dacă are Radu în prezent 7 ani, iar în viitor va avea 14 ani, peste câți ani se va întâmpla lucrul acesta? Câți ani vor trece? 14 minus 7 egal cu 7 ani vor trece. Haideți să vedem dacă acest lucru este valabil și pentru tată. Adică să verificăm dacă am lucrat corect. Păi tatăl în viitor va avea 14 ori 3 ani. Adică 42 de ani va avea tata. Peste câți ani? Păi dacă în prezent are 35 de ani, 42 minus 35 este egal cu 7, iată, 7 ani vor trece. Din aceste două operații, de fapt, am făcut verificarea și am constatat că raționamentul nostru și calculele ne-au dus la rezultatul corect.